cel puțin pentru mine, e o zi deosebită. Nu credeam că o să mai apuc ziua în care voi vedea așa ceva la mine, la Francești, comuna unde m-am născut și unde am revenit de 20 de ani. Eram copil când s-a asfaltat, deci sunt mai bine de 40 de ani în care aici nu s-au făcut decât plombe. 8,4 km de drum județean pe sector Francești. Toată comuna Francești, dragii mei, este asfaltată. Drumul județean 646B, care pleacă din Francești, merge pe Păușești, toată său și iese la Pietrari în drumul național, este una dintre promisiunile pe care le-am făcut și iată, astăzi am finalizat pe tot ceea ce înseamnă Francești asfaltul. A fost o lucrare foarte importantă, o lucrare pentru care am atras bani guvernamentali, o lucrare pe care am făcut-o pe PNDL 2 și Consiliul Județean continuă investițiile în această zonă și continuăm modernizarea și pe sector Păușești-Otesău, dar și pe sector Pietrari. Am investit aproape 29 de milioane de lei. Suntem acum la Mănăstirea dintr-un lemn unde am făcut un pod, supralărgire a podului. De altfel, sunt mai multe poduri pe acest drum care au fost supralărgite, au fost modernizate, s-au făcut rigole, șanțuri, sprijiniri de maluri, gabioane, lucrări complexe pe acest drum foarte frumos, drum care trece pe lângă Mănăstirea dintr-un lemn, drum de care se vor bucura vâlcenii, dar și turiștii. Este o lucrare de o importanță deosebită. Face legătura între mănăstiri, mănăstirea noastră cea mai puternică, Mănăstirea dintr-un lemn, Mănăstirea Surpatele. Locuitorii beneficiază de o cale, rutieră modernă. Vizitatorii care vizitează cele două mănăstiri beneficiază sau găsesc în localitatea noastră condiții optime pentru a putea merge la lăcașele de cult. Este ceea ce ne doream până la urmă. Spun asta pentru că sunt și navetistă și condițiile de deplasare sunt altele. Modernizarea acestui drum este foarte importantă pentru comuna Francești. Este o lucrare pe care o așteptăm de foarte mult timp. Ne bucurăm că în sfârșit a putut fi realizată în mandatul domnului Constantin Rădulescu cu fondurile pe care a reușit să le obțină de la buget. Sper că sunt mulțumiți cetățenii și beneficiarul. Termenul lucrării era de 2 ani de zile. O să reușim să executăm cu aproximativ 8 luni mai devreme.